tuturor! Eu sunt Ninca și azi am revenit la un nou videoclip. Acest videoclip este o coafură simplă de realizat. Să începem! Pentru a realiza această coafură aveți nevoie de un moț și un piept. Să începem! Hei! Eu o să vă arăt coafură azi și să începem să nu mai trage de timp. Luăm în primul rând pieptenul. Și pieptenam. Am pieptenat-o. Așa. Dăm o bușa și pieptenăm și față. Dăm părul pe spate. Facem o cărare. Cam așa o cărare. Și peste o cărare. Hai mă, cărare. Așa, luăm o șuviță pe care o împărțim, cam asta, dar o luăm mai subțire de atâta. Mai subțire, n-avem nevoie și atât spălăm pe spate. Așa, luăm această șuviță și o dăm aici. Focus, mă, focus! Cam așa. Și o dăm prin spate. Cam așa. Și o ținem cu degetele. Cam așa. Cu mâna de aici. Mai împingem la inea. Și gata. Așa. Ia să fie puțin pe față. Puteți să faceți și pe partea cealaltă, dar e mai greu pe partea cealaltă. Așa. O luăm și o prindem, o dăm în păr. Cam așa imediat. Să dăm mai mică. Mai față. Uitați, dăm un păr. Și luăm moțul și îl prindem. Imediat să-l căutăm. Îl luăm și îl prindem. De 3 ori am dat. Voi nu vă dați de câte ori, depinde ce elastic aveți. Așa. Da, cam așa rezultat. Și este drăguță, mie îmi place coafura aceasta, puteți să o dați și mai jos. Fie și mai așa. Cam așa arată. Vedea pe mic acum. Ați revenit la noi. Cam acesta este și cu acest videoclip. Revenim la un nou videoclip. Nu uitați să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai fac. Deci, cam atâta este cu acest videoclip. Vă aștept la următorul videoclip. Pa!